Hai noroc și la mai mare. Băi, băieți și fete, eu m-am cansăturat de mâncăruri de astea așa complicate, știi ce zic? Plus de asta, o grămadă dintre voi mi-a scris în comentarii: băi, bărbosule, dar ceva mai de dietă n-ai? Băi, și m-am gândit eu așa, să știi că, băi, oamenii ăștia au dreptate. Așa că astăzi facem ceva simplu și dietetic. Back to the basics, cum zice englezul. Așadar, luăm o bucățică de piept de pui, o lăsăm așa întreagă, da? Îl usuci bine cu un șervețel. Și fiindcă pieptul de pui e o leac mai subțire în partea asta și în partea asta e o leac mai gros, și noi vrem să facă cam în același timp, luăm o bucată de asta de hârtie de copt, pune pe piept și luăm o tigaie. Și îi dai numai în partea asta, și îi dai numai în partea asta. Și cât de cât l-am calibrat. Peste piept, pui o leacă de ulei de măsline, o leacă de piper, și o leacă de sare. L-ai întors și repeți. Pentru rețeta asta vom folosi o tigaie pe care poți să o bagi în cuptor. Eu am o tigaie dintre asta la care îi se ia mânerul. Dar tu poți să ai tigaie cu mânerul de fier. Să știți voi de la mine că cărnița aia pe care o mâncați voi bună la câte un restaurant, mai întâi se face în tigaie și pe urmă se bagă în cuptor. Ăsta e secretul la majoritatea bucătarilor profesioniști. E unealta numărul 1 pe care tu ar trebui să o ai în bucătărie ca să faci mâncare mai bună. Pui agregatul în funcțiune, încingi bine tigaia. Atenție, foarte multă lume iarăși greșește în momentul când pune ulei atunci când tigaia e rece. Nu, uleiul se pune când tigaia este încinsă, pentru că dacă pui ulei când tigaia este rece, atunci uleiul va deveni mai fierbinț decât tigaia mai repede și nu-i bine. Așa că încinci tigaia, pe urmă pui o leacă de ulei și ai pus piept. Îl lasă așa la foc mare, vreo 2 minute pe o parte, 2 pe cealaltă. Când s-o rumeni pe parte, îl iei și îl întorci. Nu-ți păgâi de fum, fumul face parte din recutită. Dacă decide cheamă pompieri, îi invit la masă și pe ei. A, băieți, ce zic? La momentul ăsta poți să adaugi niște sos, de care îți place, barbecue sos, sui chili sos, sos iute, de care vrei tu. Eu o să adaug niște dulceață de ardei iute. Uite așa. Ai scris focul pe aragaz și iei direct pieptul și îl bagi în cuptor la vreo 180 de grade pentru vreo 10 minute. Când pieptul este în cuptor, luăm o leacă de muștar de ăsta de John și huștiluc, o linguriță. Hai poate două. Pune și o linguriță de miere de albine, niște sare și niște ulei de măsline. Și amestecăm. Luăm niște sărățică, eu am niște spanac. Punem niște roșioare. Tăiem așa feliuțe niște parmezan. Și turnăm așa niște sămânțe dintre asta pentru salată. Dacă ai, dacă n-ai, nu trebuie. Și pui o leacă de dressing dintre asta. Și amesteci așa. După 10 minute ai scos pieptul și atenție, lași pieptul vreo 5 minute să odihnească. Îl pui pe un fund, pe o farfurie, pe ce vrei tu. Îi pus așa o folie din casă de aluminiu și îl lași să odihnească. Timp de 5 minute el se mai gătește în interior. Îl lași să odihnească și asta nu-i valabil numai la piept. Nu, e valabil la toate cărnurile, și la ceafă de porc, și la vită, și la orice, mai ales la vită. După ce ai scos-o de pe grătar, de pe aragaz, de pe ce vrei tu, o lași o leacă să odihnească. Exact ce-o recomanda doctorul. Ce vrei, mă? Lasă-mă pace, pleacă de aici. Băi, tu n-auzi că de dietă? Băi, și am treabă. Am treabă, lasă-mă. Băi, am treabă, lasă-mă pace. Nu mă băga în seamă. Mă cer cu berea asta. Pleacă-mă de aici, lasă-mă pace. N-ai băi desfăcătorul ăla, mă.